Criza măștilor de protecție s-ar putea încheia cât de curând la Buzău. Este anunțul primarului Constantin Toma, care a contactat recent o firmă buzoiană dispusă să confecționeze aceste mijloace de protecție împotriva coronavirusului. Potrivit ofertei înaintate de societate, produsele ar urma să fie achiziționate de către cetățeni la prețul de 2 sau 3 lei bucata. Constantin Toma crede că la nivel de țară criza măștilor de protecție se va încheia. Eu fac un regim manufacturier, dar am găsit materialul corespunzător, 1000 de bucăți pe zi, vor fi măști, vă asigur de treaba asta, din business, aici orice gaură se acoperă. În contextul în care în farmacii prețul unei măști de protecție ajunge și la 8 lei, primarul Constantin Toma spune că este dispus să-i faciliteze firmei buzoiene deschiderea unui punct de vânzare în centrul orașului. Eu pot să-ți dau voie, îți dau autorizații de astea de vânzare, poți să fii și în fața primăriei, poți să fii și în fața pieței, poți să fii și într-o stație de autobuz mare, astfel încât să vinzi produse ieftine și bune. Edilul precizează că recent au sosit la Buzău din China 35.000 de măști de protecție, iar municipalitatea le-a distribuit deja polițiștilor locali, angajaților primăriei și instituțiilor subordonate. Am reușit să achiziționăm 35.000 de mărci din China, pe care, bineînțeles, le-am distribuit și la șoferii de la Transbus, și la lucrătorii de la Urbis, și la compania de apă, și în primărie, la toate serviciile, astfel încât să putem face față și acest personal foarte important și pe aceste perioade să fie sănătos, în același timp să nu dea ei mai departe acest virus în situația nenorocită care s-ar putea întâmpla, că nu știi de unde ai luat așa ceva. Pentru a limita răspândirea noului coronavirus, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Buzău a decis ca atât cetățenii municipiului, cât și cei aflați în tranzit prin oraș să poarte obligatoriu mască de protecție în toate locurile publice aglomerate, dar și în birourile în care își desfășoară activitatea. De asemenea, în toate mijloacele de transport în comun, autobuze, microbuze și taxiuri, precum și în toate locurile publice, spații comerciale, farmacii, piețe agroalimentare, instituții publice, șantiere în lucru, purtarea mijloacelor de protecție a gurii și nasului este obligatorie.